Sărmâinile doamnelor și domnișoarelor, bună ziua domnilor! Sunt Geo Moroșanu și am plăcerea să deschid o nouă ediție a emisiunii Ședința de Judecată la Monitor TV. Astăzi am senzația că, după o experiență de câteva emisiuni, ar trebui să se numească patronul și juristul emisiunea noastră. Suntem împreună cu producătoarea noastră, Maia Cristina Moroșanu, care îi spun bine ne-am revăzut. Bine ne regăsim! Bună ziua, stimați telespectatori și dragi prieteni! Dacă mi se permite, deja aș vrea să fac o scurtă introducere. Suntem aici la Monitor TV, emisiunea Ședința de Judecată, edițiile Patronul și Juristul, împreună cu magistrat, autor Geo Moroșanu, care mi-a făcut și mie o surpriză de ultimă oră astăzi. Noi fiind pregătiți să continuăm discuțiile despre contract, pe care probabil deja le-ați ascultat în emisiunile, în edițiile anterioare, și aflu în ultimul moment astăzi că autorul se pregătește pentru publicarea, concretizarea și publicarea unei noi cărți, să spunem un titlu nou, dar o lucrare nu nouă, dimpotrivă, ci după o viață de jurist, după cum văd aici niște notițe pe care autorul mi le-a dat. În primul rând, aș vrea să auzim de la Geo Moroșanu, să rugăm să ne prezinte despre ce este vorba. Eu încă nu am nici măcar un titlu de carte, dar pot să vă spun doar că este vorba despre ceva mai aplicat decât Patronul și Juristul, pe care, iată, o avem și în acest cadru și o puteți vedea și mulți dintre dumneavoastră o știți, mai aplicat decât atât, ceva foarte practic, ca un fel de, nu știu, manual al juristului și nu numai al juristului, al avocatului, al justițiabilului și, de ce nu, al celorlalți actori implicați în, să zicem, piesa justiției. Și se pare că ar fi vorba despre formule, modele de acțiuni în justiție și alte acte, plus impresii, opinii, îndrumări pentru juriști și pentru toată lumea, desigur, cum v-am spus. Geo Moroșanu, povestește-ne, introdu în acest nou mai vechi proiect, cred, din câte am înțeles. Într-adevăr, proiectul este vechi și nou, e de o viață și totuși este de ieri, ca să zic așa, sau de alaltăieri, în sensul următor. Patronul și juristul carte a fost și este o lucrare cu generalități despre activitatea unui jurist și cu ceva formulare și formulări și legislație, dar foarte concentrat. Uitându-mă eu în computer și lucrând la anumite texte pentru dosarele pe care le instrumentez și pentru studiile pe care le fac, am descoperit, nu cu mare surpriză, dar cu consistență, ca să zic așa, cât de multe documente, formulare s-au adunat într-un folder care cuprinde o mulțime de alte foldere. Adică tot felul de, iată-le pe ecran, tot felul de modele de cereri, nu modele, cereri concrete, pe care m-am gândit eu că bine ar fi să le adun într-o carte, să le anonimizez, că așa este reglementarea și așa este și corect. M-am gândit să nu anonimizez cauzele mele personale, pentru că poate fi un exemplu și mai edificator și mai frust. Acelea când eu, de exemplu, am contestat o amendă de circulație sau când m-am judecat pentru o problemă de partaj și așa mai departe, nu ca exemplu personal, ci pur și simplu ca dacă am ce relata despre acțiunile respective din justiție. Și cum vă spun, sunt foarte multe. Ați văzut pe ecran acele
acea înșiruire de foldere, fiecare deschizând putem găsi o mulțime de tot felul de formulare de cereri, încă o dată spun, concrete și nu. În principal sunt acțiuni, cum le zicem noi, adică cereri de cereri formulate inițial în instanță. Pe urmă este vorba de întâmpinări, ceea ce, care înseamnă răspunsul la, iată, o sumă întreagă de întâmpinări, răspunsul la acțiunea care s-a formulat în instanță. După aceea vin tot felul de cereri, de exemplu, vine vremea să faci o cerere de certificat de grefă. Iată că s-au adunat 10 și nu sunt toate aici pentru că le-am mai selectat, dar au fiecare particularitatea lor sau pot avea sau merită discutat. Plus de asta, atât stilul meu, mă rog, puțin revoluționar, asta e, cât și de formarea profesională de scriitor m-a făcut să mai și adaug câte ceva. Printre aceste formulare pe care o să le reproduc în cărți, în carte, am zis, bine, cărți, s-ar putea să fie câteva volume, pentru că vor fi foarte multe, am intenția și am început deja să pun și niște opinii personale despre felul cum am fost judecat. De exemplu, avem apeluri la care, cu toată gingășia pentru colegii mei judecători, în fond un apel este o critică a unei hotărâri. Nu ți-a convenit, nu ți-a plăcut, nu o crezi corectă și trebuie să o critici. Fiecare critică în felul lui. Unii critică foarte elegant, rece, fixist, elegant, alții mai introduc și de o notă personală, apel. Și ironică? Nu e bine să practicăm ironia, deși ne abținem greu, eu cel puțin uneori, dar nu, nici nu se face așa ceva. Dar, sfârșit. Iată, deci, până la urmă, astea nu sunt doar modele, pentru că suntem obișnuiți în profesiile juridice cu mai multe titluri, volume pe care le-am folosit cei mai mulți, poate doar ca inspirație, dar și practic, cărți de tipuri de modele și acțiuni. Aceasta nu este doar de modele, ci de exemple din practică și din precedente, ca să spun așa. Adică sunt deja lucruri care s-au întâmplat, s-au și judecat. Nu e deloc de modele, să facem diferența. Exact, dacă, asta și vreau. Dacă avem, cum scrie aici la început, acțiune în constatare. Acțiune în constatare a uzu capiunii. Dacă deschidem un computer pe Google, găsim modele de acțiuni în constatarea uzu capiunii, a dreptului de proprietate dobândit prin uzu capiune asupra unui teren sau asupra unor construcții. Modelele sunt modele. Sunt făcute de așa fel, cu puncte în loc de anumite prevederi, nu mai zic numele căuzașului și așa mai departe, pentru a fi completate de cel care o aplică în concret acest model. Evident, la mine sunt acțiuni, sunt texte folosite deja în instanță. Din câte înțeleg, asta nu mai este un model. Punctele de suspensie care spui la acele modele, nu ale tale, da, sunt folosite și pentru unde se completează numele, denumirile și așa mai departe, dar și, de exemplu, pentru, să zicem, partea unei acțiuni, motivele în fapt. Pentru că acolo fiecare își completează cu povestea proprie. În sensul că toate poveștile pot fi, fiecare poate exact fi altfel. În schimb, la tine sunt deja povești pe care le spui cu anonimizarea de mine sau de alții. Da, ceea ce este, zic eu, foarte important. Nici nu știu dacă în zona editorială în România mai a apărut așa ceva. Eu, sincer să fiu, nu cred că am văzut. Poate mai sunt cărți de spețe, dar tot așa mai mult la modul general, anumite standarde. În schimb, lucruri deja întâmplate, juridic vorbind și judiciar,
Nu cred că am văzut. Mi se pare foarte util și mă mir că nu a apărut până acum așa ceva. Gândindu-mă acum la ce ai întrebat sau ai spus tu, există două feluri pe piață, două feluri de cărți în materia asta. Există acele modele pur și simplu, dar mai există și mai există acele relatări oarecum romanțate, mai gen din Caietul Grefierului, cu da, diferite poante, cu adevărat, diferite astea, acesta e al treilea tip, eu nu la asta mă refeream. Mă refeream la acele manuale de spețe care sunt destinate studenților sau deja absolvenților de drept care se pregătesc pentru examene la INM sau păi asta alte... e prima categorie de care vorbeam. Modele De cereri și acțiuni. Da. Dar există și cărți de spețe, care nu sunt modele de cereri și acțiuni. Sunt puțin într-adevăr mai aproape de ceea ce oferi tu. Da, iar ceea ce că... spui tu că se duce către literatură e altceva, e în al treilea sensul tip. Că se comentează anumite specii cu toată evoluția cauzei respective. Da, se dă problema respective cu tare și speța și cu tot ce trebuie, cu A, B în loc de nume. Cu... Deci sunt exact spețe, chiar din da, da, da. Adică din practică. Dosare petrecute sau judecate în concret, existente, cu număr și o adresă, cum ar veni. Da, sigur că da. Da, doar că ceea ce oferi tu este un pic mai mult, mai specific, pentru că este exact ceea ce deja s-a produs, s-a judecat. Uh-huh. Da? Adică sunt faptele povestite, nu doar încadrările juridice și prevederile care sunt specificate în anumite acțiuni, ci și modul cum s-au întâmplat efectiv lucrurile din realitate. Da. Cât privește, ai spus ceva despre titlul acestei cărți, nici eu nu am hotărât încă, nu are mare importanță, adică se va clarifica la urmă. Am pus pe hârtie câteva însemnări și le-am zis așa, o viață de jurist, formule, modele de acțiune în justiție și altele, plus impresii, opinii, îndrumări pentru juriști și pentru toată lumea. Mă gândesc că poate fi utilă o asemenea experiență care s-a adunat în ani atât pentru specialiști cât și pentru nespecialiști sau pentru căuzași, așa le zic eu, pentru justițiabili care au probleme în justiție. Și să știi că mai există o categorie de persoane, am cunoscut foarte mulți, care pur și simplu sunt interesați de ceea ce se întâmplă într-o ședință de judecată sau într-un dosar, care se duc pur și simplu și participă, ca să nu spun cască gura, în ședința de judecată, ca public, și este... Și eu am mers ca observator, deși eram chiar și jurist. Chiar și eu mai trec pe acolo, n-am treabă. Bine, jurnalistul așa, din mine nu-și așa, pentru că sunt niște chestiuni interesante. Și dacă printre aceste modele se mai strecoară și niște impresii de scriitor, iată, fandaxia e gata. Avem o carte interesantă. Dea Domnul, sper eu. Da, mult succes. Uh-huh. Mie nu-mi plac surprizele decât atunci când le fac eu. Dar am achiesat, să spun așa, la această idee care a venit în ultim moment, tocmai pentru faptul că mi s-a părut foarte interesant să aflu despre ceva despre care nici măcar autorul încă nu are forma finală și un titlu. Adică mi s-a părut chiar ceva bun de speculat și de cercetat. Vreau să spun că alaltă ieri nu aveam nici forma inițială, nu finală. Finală, cine știe când va fi, dar va fi în etape, pe volume, pe categorii și așa mai departe. Nu m-am gândit, pur și simplu. Și încă o dată spun, văzând această panoplie de folduri cu documente Word pe care le-am lucrat eu, dar și din alte proveniențe, atâta bogăție de informare, până la urmă, de informație, m-am gândit că merită puse într-o carte și va mai merita ceva. M-am gândit în faza a doua să anexăm și un CD sau altă formă de copiere IT, ca cine vrea să uzeze de asemenea aceste texte, unele din ele, ca formular și să le adapteze
foarte frumos, eu îi le ofer. Adică să fie un format digital să-l poată copia, editabil. Copy-paste, să modifice ce vrea acolo, să o adapteze la speța lui. Am înțeles. Fiecare. Să jurist, poată intra direct să lucreze pe material. Sigur că da. Foarte interesant. Sigur da. Că da. De ce nu? Eu aș vrea să citesc câteva denumiri de foldere, câteva așa. Categorii de aici care au și subcategorii la rândul lor. Care fiecare poate presupune o discuție notat, da. Imensă. Aș vrea să citesc câteva pentru telespectatori și dacă e ceva ce ai vrea să adaugi la una sau mai multe din ele, să mă oprești. Avem acțiuni în constatarea uzu capiunii, adrese, contestații la ANAF. Sunt în ordine alfabetic, așa nu cum le aranjează. Nu le citesc pe toate, că sunt contează. Foarte multe. Am da. Să spun că de ce încep toate cu acțiuni. A. Apeluri, arbore genealogic, bănuiesc arbore genealogic la ce fel de acțiuni? La succesiuni? La succesiuni se întâmplă chiar și la acțiuni în constatare. Se pune problema să se vadă cui a aparținut în etape acel teren. Și atunci, pe o schiță, judecătorul va înțelege mai bine decât deci, pe succesiunea poveste. Proprietarilor. Exact, exact. Așa. Asigurări. A posesiilor, mai degrabă, că de-aia e acțiune în constatarea uzu capiunii. Da? Asigurări, asociații de proprietari, CR pensionari contencios, contencios administrativ, nu? Da. Cereri la CEDO, cereri, certificat de grefă, astea sunt atât de întâlnite la... Da, și astea merită explicate. Contestația și... proceselor verbale la amenzi, așa, ce mai avem? Cereri de executare, de intervenție, diverse, cereri diverse la instanțe, cereri în anulare. Îmi sunt așa cunoscute toate că și eu am lucrat vreo 2 ani de zile pe din astea. Evident. Am și eu o arhivă a mea făcută de mine. Poate la colaborăm. Început. Parțial eram și studentă la drept când lucram atunci la cabinet de avocat. Așa, cereri în anulare, reexaminare, chemare în garanție, comerciale, despre competență, ceea ce am mai și discutat aici, contestații la ANAF, cred că am mai spus, contestații la executare, da, prestări servicii juriști, am citit bine, sau... Păi, stai să văd, unde ai citit? Contract prestări servicii jurist, nu? Posibil. Da. Alte contracte și o să mai discutăm de contracte în cadrul edițiilor Patronul și Juristul, după cum am promis și parțial ne-am ținut de cuvânt. Drepturi juzi modele. Asta e pentru noi personal. Avem tot felul de procese cu și vor ministerul. Intra... Nu știu, să ajungem acolo. Până la litera P, de-abia suntem la litera A, să știi, cu lucrul la cartea mea. Pentru că le fac o selecție, le mai verific, le mai modific, elimin unele, adică nu le pun deci de avale. Deci încă n-ai decis. Nu tocmai le pun de asta de mi-a plăcut surpriza, că am aflat-o din mea. Fașă, de dinainte asta, de a fi o carte nu se trântește pur și simplu, se lucrează, nu-mi spune se lucrează mult. Tocmai de aceea eu n-am publicat prea multe până finală. Acum. Da. Așa. Excepții de neconstituționalitate, foarte important. Domeniul imens. Da, întâmpinări. Ca în și alta... CEDO. Am zis, da, se în leagă. Alta Curte de Casație și Justiție. Deci ce cerere ajung probabil, acolo da. În funcție de, de competență exact. Și de stadiul procesual. Litigii de muncă, diverse în mediere. Să înțeleg că mă urmărești și tu, nu? Da, da, sunt. Somații, eu le-am pe ecran în față. Somații, notificări, obligația așa. De a face, iată-le ordonanțe de public. Plată. Da, ce mai avem? O mică paranteză, zona penală. Dacă tot le-am pus pe ecran, poate fi o sugestie de întrebări pentru cei care ne urmăresc. De pe lista aceasta, poate îi se strânește cuiva o curiozitate, ce este aia, ce este aia, sau da, o relație despre. Deschiși și până la editarea cărții, până la urmă puteți veni cu sugestii care ar putea să fie introduse în carte. Exact, care să ajute și la carte. Da, pentru ca o și carte, în funcție de necesitățile oamenilor. Ce au ei face nevoie pe să... oameni concreți și exact. Nu pe teorii. Ar fi minunat dacă ați putea contribui.
pensii de întreținere, plângeri contravenționale, iată care... Domeniu din nou, imens. Da. Inclusiv pentru mine personal. Da, deci la tine e un fel de film cu chestia asta, da. Cu mai multe episoade, seriale. Popriri, pretenții, radiere auto, răspunsuri la întâmpinare și concluzii, răspunsuri la somații, reabilitare, reexaminare, cereri, state de plată, deci din cam tot ce poate să fie juridic. Felicitări! Iată, suspendarea executării, iarăși foarte important și necesar. Mă întreb ce taxe, auto, am întâlnit eu într-o viață de jurist. De exemplu, n-am prea multe probleme de dosare penale, poate. Știam că asta vei spune. Da? Ai și un folder de penale aici. Din tot ce este aici, un singur folder e penale. Trebuie. Dar este fie. Și el. Uh-huh. Da, și apoi mai avem câteva specifice. Nu o să continui cu lista. Ce ar trebui să mai știe telespectatorii noștri legați de acest proiect care deja se concretizează? Păi ce să știe? Să știe că va fi cândva o carte. E ușor de pus grămadă textele astea, mai puțin ușor de cizelat, de aranjat, de selectat. Deci cartea asta va ieși și repede, dar nu foarte repede. Asta ar trebui să știe, după care s-o caute cine crede că i s-a stârnit interesul pe lista acestor probleme și din care mai persoane care mai cunosc persoana mea și modul meu de a presta în acest domeniu. Și apropo de asta, chiar voiam să spun, pentru cei care deja sunt familiarizați mai mult sau mai puțin cu conținutul volumului Patronul și Juristul, la ce să se aștepte? De exemplu, nu știu, poate Castil, în afară de aceste propriu-zise exemple însoțite de acele comentarii sau note de care spui, se va închega o poveste cu fir sau nu neapărat? Vor fi individual tratate și atât. Nu te-ai gândit? Te-ai gândit? Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea. Fiecare din aceste documente, din aceste foldere, reprezintă o poveste cu cap și coadă și fără legătură unele cu altele, una cu alta. Apropo de stil, mi-am notat cumva acum în cap să spun, dacă aceste texte ale mele vor intra în atenția și a avocaților și a juriștilor, dar oricărui om care are de făcut o cerere adresată unei instanțe de judecată sau chiar și altor organe, trebuie să aibă o minimă grijă la a-și potrivi stilul și după concepția proprie și nu numai după a mea sau dacă îi convine stilul meu mai personal, bine, dar de exemplu vorbeam de faptul că într-un apel critici o hotărâre a instanței inițiale, de fond. Ei bine, oricum nu cade bine când îi critici unui om ceva. Instanța, judecătorii din apel, sunt și ei judecători. Mâine, poi mâine, s-ar putea gândi că mâine, poi mâine, Moroșanu îi va critica și pe ei la fel. Ei bine, critica asta e bine să fie, cum ar fi spus cineva pe timpuri, cu mănuși de catifea, dacă se poate. E, la mine câteodată poate mai scapă câte o chestie mai înțepătoare, iar cel care preia de la mine ideile sau modelul, să le cenzureze și prin concepția proprie. Poate să nu și vor, le adapteze, să le personalizeze. Poate nu vor așa, poate vor... Și de aceea am întrebat. Exact. Pentru că stilul tău nu este rigid și este original și dar, în această originalitate este oarecum ușor de recunoscut. Adică asta e una. Cineva dacă și l-ar însuși din acea carte care va reieși, s-ar putea să se cunoască faptul că nu îi aparține acelei persoane. Asta e una, dar eu am vrut să spun că această cerere se adresează unei instanțe, unor judecători și să vedem
să avem grijă ca un stil prea personal sau prea direct în critică, de exemplu, să nu dăuneze însuși scopului pentru care am făcut, de exemplu, acea cerere de apel. Va spune judecătorul de apel, păi dacă ăsta își bate joc de ăla de la fond, își bate joc și de mine, ia să-i radem noi cererea și să-i anulăm. Deci dacă am înțeles bine... Sunt oameni și ei. Hai să disociem în felul următor. Acele exemple propriu-zise sunt pentru a fi într-adevăr folosite și chiar în format editabil, cum ai spus că le-ai putea oferi. Da. Dar notițele, comentariile și stilul tău sunt partea jurnalistică din punct de vedere editorial, să zicem așa. Exact. Și cei care n-ar trebui să și le însușească neapărat, totuși trebuie să-și asume anumite consecințe, să zicem, care pot apărea. Și cu personalitatea proprie, pentru că asta e. Și deci, chiar prevederea asta am să o introduc în exact, introducerea la carte. Da, trebuie specificat ca un disclaimer. Ca oamenii să nu se lase duși de elanul meu, neapărat. Duși de valută. Poate e bun, poate nu. 100%. Exact. Mă gândesc că ar trebui să transmitem telespectatorilor faptul că față de această critică a ta care ar putea apărea pe alocuri acolo, ei să adopte și la rândul lor o gândire critică. Poate altfel de critică, poate altfel îmbrăcată. Altfel. Nu, am zis să adopte o gândire critică față de această critică, adică să nu o ia pur și simplu ca atare. Exact asta o treacă să spun prin eu. Filtrul gândirii fiecăruia. Acum nu că aș vrea eu neapărat să fac ei altfel decât mine. Poate este ideal așa cum gândesc și scriu eu, dar nu trebuie să fim siguri întotdeauna. Vreau să arăt apropo de lista asta lungă, care poate genera discuții infinite. Îmi stă în ochi aici, ca să nu zic și pe creier, acest folder unde scrie ANAF contestații. Avem un singur exemplu, apropo de critica pe care o putem adresa cu tot respectul, cu toată gentileța și cu toată dragostea, spunea cineva la televizor, repeta mereu, colegilor noștri judecători. Acest domn care a făcut o contestație la ANAF, apropo de o decizie, cred că era ANAF-ului, a fiscului, mai pe românește, speța lui este următoarea. A lucrat în străinătate, a realizat acolo niște venituri, mi se pare chiar ca patron, prin prisma unei firme, a realizat acele venituri, a plătit tot ce era de plătit impozit acolo, iar, paranteză, pentru cine nu știe, există cu majoritatea țărilor acestei lumi, între țările acestea și România, o așa numită convenție de evitare a dublei impuneri, care nu trebuie absolut deloc explicată. Nu? Trebuie explicată? Nu. Adică, ce trebuie explicat pentru telespectator? Dacă mi-ai luat impozit în Belgia, nu mi iei același impozit și în România pentru aceleași venituri. Tu vrei să spui că este ceva elementar, dar pe noi ne interesează să ne asigurăm că acest elementar este inteligibil pentru telespectatori. Acest elementar a fost negat, nu a fost înțeles de judecătorul fondului în această speță. Și nu, penal, scuze, greșesc, stai puțin. A fost înțeles foarte bine de judecătorul de la fond, i-a admis omului cererea, a anulat această decizie a ANAF-ului. Și cred că știu despre ce client vorbim. Nu contează, pentru că nu discutăm pe persoane. Contează pentru mine ca să înțeleg la ce te referi. Dar la apel, onorata curte de apel chiar, a considerat invers și a ajuns la concluzie să-l oblige pe om să plătească și în România aceiași bani pe care i-a plătit în țara străină, deși există acea convenție a evitării dublei impuneri la. Nu este acesta acum subiectul ediției și nu mai avem nici timp, că te-aș întreba mai mult despre asta, în sensul de ce apar astfel de judecăți nedrepte, problema mea cu justiția nedreaptă. Am un răspuns și care... ce este de făcut? Care e soluția? Nu până este. La urmă suntem aici să căutăm, să zic bine să căutăm, pentru că de găsit soluții, nu știu. Într-o asemenea, în această speță sau asemenea speță,
derulat în acest fel, nu mai este nicio soluție. Omul va plăti de două ori. Bun, dar pentru alt ceva, de aceeași stai natură, puțin. Ce facem? Nu există altceva, vreau și să spun aici. Și atunci ce rol are justiția? Pe timpuri, în comunista justiția aia pe care o mai bârfim noi din când în când, exista acel recurs extraordinar. Judecat numai de Curtea Supremă sau cum s-o mai fi numit atunci, la care te puteai duce pentru orice asemenea hotărâre definitivă, considerată nedreaptă, aici este evident nedreaptă, puteai să te duci să găsești dreptate la înalta curte, Curtea Supremă sau cum se mai numea atunci. Iată, nu mai există așa și ceva. Și majoritatea acestora nedrepte sunt absurde și aberant de contraintuitive sau nu știu cum să spun. Da, da, da. Adică vizibil, exact opusul a ce ai trebuit. Vizibil ce ar trebui să... invers decât ar fi să fie normal. Iată, da. Din păcate, se întâmplă așa și ceva. Și probabil că la edițiile pe care le-am început acum ceva timp, Lege și Libertate, o să mai discutăm aceste aspecte, evident, în care evident suntem revoltați. Între și timp atunci, o să... Da. Cum să tratezi o asemenea hotărâre cu mănuși de catifea? Asta era, am înțeles, da. Poftim. După experiența asta ta e chiar și... O problemă mare a mea, da. O durere. Și pentru toate profesiile juridice prin da. Care ai trecut deja, e de înțeles că îți permiți această critică, dar telespectatorii și ulterior cititorii acestei, abia așteptăm să fie și carte, acestei cărți, sperăm că vor ști să-și adapteze pentru nevoile juridice și să... aibă câștig de cauză până la urmă în ceea ce au realmente dreptate și este necesară a se face și până la urmă, această dreptate. Trebuie să ne punem întrebarea cum am mai vorbit noi amândoi odată, nu în cadrul oficial sau la televizor, despre acea carte a unui bun coleg de-al nostru, Convinge judecătorul. Da. Comunicare judiciară, juridică. Tu spuneai că ar trebui schimbat titulatura cu învinge. Învinge judecătorul. Da. Eu întreb în această speță despre care plâng eu aici cu toate lacrimile mele, cum ar fi trebuit formulat acel apel ca totuși să-l conving, să-l înving, să câștig? A fost o greșeală undeva? Nu sau știu, a fost... că tu ești destul de inspirat din câte știu. Am zis că ne mai ia valul autorlicului, să scriem frumos, pontos și așa mai departe, nu totdeauna crezi astea prind. Crezi că am învins forma, fondul și n-a fost nu. Suficient nu, de cred că, convingător? Eu sau... cred că era o prejudecată a acelor judecători, că erau cel puțin doi, nu mai știu dacă era apel sau recurs, o prejudecată urâtă care arată că totdeauna statul trebuie să câștige și bietul om lasă-l în pace și ce dacă a plătit dincolo, să mai plătească și aici și în continuare. Deci până la urmă, justiția nedreaptă majoritară, înțeleg? Nu, nici vorba. Păi noi discutăm aici... Ai zis aici... că statul trebuie să câștige. Eu asta ce înțeleg dragă, prin asta? Astea sunt excepții. Unii judecători ai zis se întotdeauna complac, statul trebuie nu. Să câștige și el nu vrea, vreau da. Să lăsăm asta na, așa. Na, na. El vrea întotdeauna să câștige, dar nu-i chiar așa. Plus că mai e o chestie. Statul are cei mai slabi juriști pentru că majoritatea se duc și se fac avocați și se duc la multinaționale. Uite, ar trebui și să vorbim la un moment dat și despre asta. Poziția de egalitate, se știe, în procesele civile, comerciale, nu? Evident. A părților și a statului, adică nu-i ca în penal, evident, să zicem. Apropo, de ce ai zis că statul trebuie să câștige? A celor categorii de juriști, avocați, consilieri juridici, ce or mai fi. Și despre egalitatea lor se poate vorbi. Și se mai poate pune problema că până la urmă e vorba de banii noștri, de ce tot felul de instituții, inclusiv ministere, cu armată de juriști, apelează la avocați în diferite dosare pe care le au. Plătiți binișor, așa, cât cer avocații. Da. O fi negociabil, dar avocații lucrează pe bani. Nu mai zic că același stat le ia și lor jumate din bani sub diferite forme, ceea ce este altă hoție. Scuzați cuvântul, mai vedem noi.
Deocamdată pentru astăzi eu aș vrea să-ți mulțumesc, Geo Moroșanu, pentru oportunitatea de a afla, în primul rând eu, și apoi de a pune întrebări pentru a le dezvălui și telespectatorilor noștri despre acest proiect care aproape se concretizează, din câte înțeleg, cel puțin teoretic, deja știi ce vrei să faci. Da. Și să-ți doresc mult succes și să-ți dau cuvântul pentru încheierea acestei ediții. Mulțumesc frumos și înțeleg că deja mi s-a luat emisiunea Preșul de sub picioare, de-abia suntem la litera A, eram la ANAF. Nu ni s-a luat nimic, eu am făcut o... A trecut timpul, am lumesc. Trecut așa în mare prin toate celelalte, ce ne-am propus și ce mi-am propus, am... Am glumit... Am rezolvat pentru această ediție. Am glumit la modul serios, în sensul că discuția este imensă, tematica este infinită. Spor la și treabă. Probleme sunt multe. Mulțumesc foarte frumos. Să le faci scriptic mai întâi și apoi o să... Mulțumesc și foarte frumos fiecare. Și înțeleg că eu trebuie să adresez ultimul cuvânt telespectatorilor, să le mulțumesc pentru participare și la revedere pe curând. La revedere!